N-am să mă țin de text pe care l-am redactat. O să încep cu niște cuvinte ale unui părinte cunoscut care cumva mi-a revelat câteva aspecte ale vieții de pustie. Acum continuăm cumva în duhul părintelui Varsanufie. Părintele Varsanufie cunoaște. Și îmi spune acest părinte că nu poți trece pragul sau otarul pustiei. Și ce vedeți că este și aici o taină și un prag al pustiei, foarte interesant. Și îmi spunea părintele, zice, părinte, nu puteți să... Nu puteți să trăiți. Sau să fiți lângă ei atunci când intră în pustie. Deci este un prag, un hotar al pustiei și acest hotar al pustiei nu poți să-l treci nici măcar cu capul plecat, nici măcar în genunchi, ci doar pe sub prag. Pentru noi la spital a fost o mare bucurie să avem călugări, unor am avut chiar și pusnici internați și un părinte de la Muntele Athos, care trăia și într-o peșteră, a fost internat la noi la spital, mi-a povestit câte se petrec în transformarea și lăuntrică și a corpului pentru cel care este puznic. Și îmi spunea că după vreo șase luni când a trăit în peșteră și s-a schimbat toate și mâncarea și totul, ce că este ca și cum ai năpârli. Efectiv, se schimbă pielea și acum am să intru cumva în subiect. Voi vorbi despre post. Suntem la hotar între posturi și despre post, dacă este sau nu o nevoință. Vă uitați ce spune și Părintele Ghelasie despre post, dacă este sau nu o nevoință. Părintele Ghelasie este singurul care ne-a lăsat descifrarea complexului energetic al corpului și a legăturii cu sufletul din perspectivă isiastă. Într-o carte de excepție, și așa consider și Cotrinale și Torea, va fi pentru mine la fel, Medicina isiastă, și despre o carte care a spus că regretă că a scris-o pentru că poate că unul să fiți mintit și i-am spus că este o carte foarte bună și practică și de mare folos pentru cei care sunt de orientări orientale. Și de aceea a însemnat acest lucru pentru cineva care vine anul la spital și care practică arte marțiale și care este ancorat într-o anumită învățătură sau a fost mai precis orientală și cât de mult a folosit această carte a Părintelui Ghelasie. Sunt unii care n-au nevoie de astfel de descifrări energetice pentru suflet și pentru corp. Foarte bine să nu se atingă atunci de aceste aspecte, dar Părintele Ghelasie ni le-a lăsat. Spune Părintele Ghelasie, sunt extremiști spirituali care nu admit o vorbuliță despre taină, ci sunt materialiști care exclud orice urmă de taină în știință. Părintele este unul de excepție și încă ce excepție? Un mare merit pe care Părintele l-a avut și a luptat pentru asta și a ținut piept la mari duhovnici din țară, a făcut-o pentru că și-a asumat-o și a făcut-o că doar va câștiga pe cei câțiva, mai mulți sau mai puțini, cărora alții le întorc spatele. Dacă cineva a intrat sau va intra într-o mănăstire și va aduce vorba despre practici orientale, despre învățături orientale, sigur că mulți duhovnici, chiar mari duhovnici, îi vor refuza. Părintele Ghelasie n-a fost așa. Nu o dădea cu piatra, ci cu inima, ca să parafrazăm pe Părintele Savatie. Și acum a practicat cursul de arte marțiale, Gheorghe și el îl cheamă, după ce a citit cartea Părintelui Ghelasie, Medicina isiastă, mi-a spus așa. Părintele Ghelasie este de neînțeles pentru că oamenii nu caută sincer. Pentru Părintele Ghelasie toate sunt sfinte și nu mai știe cum să ne atragă atenția. Știm că limbajul este sărac în a exprima trăirile. Părintele nu este pentru cei credincioși, este pentru necredincioșii care s-au încurcat în itele complexității. El le spune ceva de genul, vrei complexitate? Iată-o, dar să nu vii după aceea să te plângi că nu înțelegi. Luptă-te să înțelegi și să ieși din mocirlă. Citatul continuă, adică cuvintele lui, acestui om. Scrierile lui sunt vii. Observ asta când ai găsit răspuns la întrebările tale căutând asidiu și greu,
având un sistem creat la care să te raportezi. Spuneam că el deja a luat legătură cu lumea orientală. Dacă nu cauți nimic, sunt moarte. Dar și tu ești mort, rigid, din punct de vedere al căutării. Și ce iarăși în legătură cu ce s-a spus și ieri, scrierile trebuie traduse. Există biserici ortodoxe în străinătate care cred că ar fi interesate. Și e și necesar pe deasupra. Deci aceste cuvinte sunt acestui om, Gheorghe. Am și zâmbit pe seama acestor cuvinte. Totdeauna m-am gândit oare, și mi-am pus întrebarea, oare cum văd Sfinții lumea? Și am găsit un posibil răspuns într-o carte despre Părintele Porfirie. Citatul este puțin mai lung, dar foarte frumos și dați-mi voie să le citesc în integral. Ca urmare a cercetării Duhului Sfânt, întreaga ființă a tânului monah a avut o schimbare fundamentală. A fost chiar mâna lui Dumnezeu care a produs această schimbare. Tânărul a fost înzestrat cu darul suprafirești și investit cu putere de sus. Primul semn a fost atunci când a fost capabil să-i vadă de la mare distanțe pe bătrânii săi care se întorceau dintr-o lungă călătorie. Și multe altele au urmat. Perceperea lucrurilor din jurul său a devenit foarte ascuțită, iar capacitățile omenești s-au dezvoltat la maximul. Asculta și recunoștea glasul păsărilor și animalelor atât de bine, încât știa nu doar de unde provin, ci și descifra mesajul. Simțul meu s-a atât dezvoltat încât putea să distinge miresme venite de mare distanță. După rugăciuni plin de umilință, putea să vadă în adâncimile pământului și în întinderi nesfârșite ale spațiului. Putea să vadă prin apă, prin formațiunile de roci, putea vedea deposite de petrol, radioactivitatea, vechi monumente îngropate, morminte ascunse, fisuri în adâncul pământului, izvoare subterane, icoane pierdute, scene ale unor evenimente petrecute cu secole înainte, rugăciuni care fusese făcute în trecut, îngeri buni sau răi, însuși sufletul omenesc, aproape totul. Întreba pietrele, iar acestea istoriseau despre nevoițele asceților care trecuseră înainte pe acolo. Se uita doar la oameni și putea să-i vindece. Îi atingea și se făceau sănătoși. Se ruga și rugăciunea se împlinea în fapt. Cu toate acestea, nu a încercat niciodată cu bună știință să se folosească de aceste daruri ale Domnului pentru sine însuși. Și cum a murit Părintele Gelasie. Nu a cerut nici când ca propriile răni să fie vindecate, nu a încercat niciodată să tragă foloase personale din cunoașterea pe care darul divin i-o dorise din belșug. De fiecare dată când se folosea de darul discernământului, îi se descoperau gânduri ascunse ale minții omenești. Cu ajutorul Harului Dumnezeesc putea să vadă trecutul, prezentul și viitorul în același timp. Putea să observe și să atingă toată creația, de la marginile Universului până în profunzimile sufletului omenesc și ale istoriei. Și totuși, din rațiuni doar de El știute, adică de Dumnezeu, nu îi se descoperea totul. Toate lucrează unul și același Duh Sfânt, împărțind fiecarea după cum voiește. Viața trăită în har este o taină de nepătruns pentru noi, celor care atribuiau capacitățile sale altor cauze decât harului, atenționa și sublinea. Nu este ceva care se poate învăța, nu este o deprindere, ci este doar harul. Deci, prin urmare, fără diplomă și fără cursuri. Și așa, cumva a văzut și Părintele Gelasie, sufletul și corpul și a scris medicina isiastă. Știi că pentru creștini mântuirea sufletului este împreună lucrare cu a corpului. Și de aceea m-am gândit să vă aduc în fața mea voastră câteva gânduri și din lumea medicală, eu sunt preot la spital în Cluj, și din lumea Sfinților Părinți. Sfântul Isaac Sirul ne spune despre post că este apărător a toată virtutea și începutul nevoinței. Este cu una celui care se înfrânează și frumusețea feciorii și a sfințeniei, strălucirea neprihănirii și începutul vieții creștine. Este Maica rugăciunii și izvorul neprihănirii și al cumințeniei, învățătorul liniștirii și înainte mergătorul tuturor faptelor bune. Noi, preoții de spital de acolo, din arhiepiscopie, suntem invitați o dată pe an să participăm la niște simpozioane la Bistrița, în care vin invitați și medici din țară, renumiți medici, și au loc niște prelegeri pe parcurs de obicei a două zile și atunci cumva se îngemânează această lucrare a medicului și a preotului în spitale. La unul dintre aceste simpozioane a fost invitat un medic, ați auzit de dânsul, doctorul Pavel Chirilă, a spus o dată cuvinte foarte frumoase despre post, acum am să citesc chiar toate câte am pregătit, pentru că o parte pentru noi sunt cunoscute, dar sunt interesante din perspectiva unui medic, cum sunt văzute, un medic creștin. Spune că nu este o armă, ci este o armă și nu este o virtute,
iar Sfântul Dia Duh al Furticei ne spune să nu ne fălim cu postul, ci să așteptăm cu credință de la Dumnezeu roadele Lui. Sfântul Maxim Mărturisitorul, postul alături de priveghere, culcare pe jos, înfrânare, rucodele, sărăcie, este doar virtute trupească. E mai prejos decât virtuțile sufletești, iubirea, smerenia, blândețea, răbdarea, îngăduința, nepomenirea răului, străpungerea inimii, milostenia. Mai prejos, dar este treaptă spre acestea. Foarte interesant, a amintit ce se întâmplă în organism în timpul postului. Spune doctorul Pavel Chirilă, știința medicală apreciază că prin post se produc următoarele modificări fiziologice din care amintim, în a șasea oră de post se începe mobilizarea rezervelor energetice. Se începe mai întâi cu consumul glicogenului din mușchi și ficat. A doua etapă se începe cu consumul proteinelor din mușchi. A treia etapă începe consumul lipidelor din țesutul adipos. Se oprește secreția de hormoni sexuali, se micșorează secreția de hormoni tiroidieni și insulină, cresc secrețiile de glucoză și cortizol. Foarte interesant, inima, rinichii, pancreasul, sistemul limfatic se atrofiază și crește riscul de infecție în organism. Moartea survine după 80 zile de post total, fără alimente, fără apă, sau după 60 de zile dacă a fost menținută administrarea cu lichide. Tot el după aceea spune că această regulă a științei medicale este încălcată de Sfinții Părinți care au postit, știm cu toții, total și n-au postit chiar nimic. Uneori postul, spune acest doctor, uneori postul are și caracter de cerere. Este dedicat unei ținte duhovnicești. De exemplu, postim când suntem la răscruci de evenimente importante în viață, cum ar fi intrarea în viața monahală, sau când alegere în funcție, sau pentru a primi științarea de la Dumnezeu, cercetarea în vedenii, postez și cei care pictează. Și tot el spune despre regulile postului, se țin cu binecuvântare și după putere. Iar Sfântul Ioan Casian, când vei sili trupul neputincios să facă lucruri peste puterea lui, vei pune întunecare în sufletul tău și vei aduce mai degrabă tulburare asupra lui. Sigur că se face cu smerenie, osteneli duhovnicești, rugăciune, milostenie, priveghere, răbdare, bunătate și ascultare. Foarte frumos a încheiat cuvântul acest doctor, spune așa, și pentru medici și pentru preoți, dacă pentru noi bolnavi, dacă prin noi bolnavii s-au apropiat de Hristos, de biserică, cerul se bucură. Dacă prin noi, prin prezența noastră, bolnavul s-a îndepărtat de Hristos, mai bine ar fi fost pentru el și pentru noi să nu ne fi întâlnit. Integritatea anatomică și spirituală a ființei umane este sfântă. Mărturisesc că ori de câte ori am afectat-o prin ignoranța sau brutalitatea noastră, am fost pedepsiți. Dacă vreun director sau regulament de ordine interioară îți va interzice să vorbești despre Iisus, nu te supune, să nu faci voia iadului. Roagă-te pentru acel om, continuă să mărturisești. Când vezi fragilitatea și scurtimea vieții acelui bolnav care este pe moarte, ajută-l să înțeleagă că amânarea deznodământului, adică a morții, îi mărește șansele de mântuire. Părintele Dan aducea ieri vorbă despre un pusnic din pădurile Moldovei și Părintele Ioanichie Bălan în volumul 1 din Covoviri Duhovnicești ne prezintă un dialog pe care l-a avut protosicul Teodor Varzare, care a murit în 1981 și acest părinte protosingel mărturisește de această întâlnire minunată pe care l-a avut cu acest pusnic. Schimnicul Ioan era din Kiev. A venit la noi în țară după Revoluția din Rusia și a trăit ca frate simplu de mănăstire la mănăstirea Krasna. Când Sfântul a avut să-l tundă, el deja era ierarh a Kiev, a fugit din mănăstire seara și a ales calea pustiei. Foarte frumoasă relatarea. Deci Covid-19, volumul 1, pagina 343 și continuare. Și acest părinte Ioan, după ce s-a înfripat această legătură mai aparte, că atunci când întâlnești câte un pusnic sau așa, un trăitor așa, atunci sigur că nu de la început ți se spun toate. Sigur, nu știu acum părinții știu mai așa să ne spună mai bine, sigur că este așa un moment de tatunare, să zic, în care încearcă să te cunoască, să te apropii tu mai mult spre ei, să ai tu încredere în ei și ei în tine și atunci sigur că toate așa treptat ți se relevă.
Și spunea, după câteva întâlniri pe care le-a avut, două, nu multe, cu acest părinte pusnic, care sunt treptele de care vorbea acest schimnic Ioan. Treapta întâi sunt cei care mănâncă și carne și care sporesc mai puțin în rugăciune. Treapta a doua sunt lacto-vegetarienii, treapta a treia sunt vegetarienii, treapta a patra, și de aici încolo se ating doar cei care trăiesc așa mai izolați, deci treapta a patra sunt fructiferii. Se mănâncă o dată pe zi pâine și fructe nefierte și ajunge să stăpânească cu ușurință trupul și gândurile. Treapta a cincea sunt cerealierii, se mănâncă o dată pe zi pâine neagră cu boabe muiate, boabe de grâu, porumb, bob, linte, mazăre, mei. Treapta a șasea, doar hrană uscată, se mănâncă o dată pe zi pe zmeți muiați în apă cu sare, apa poate fi sau nu cu oțet. Treapta a șaptea, ultima, hrana dumnezeiască în care se împărtășesc o dată sau de două ori pe săptămână și se bea și apă. Pentru mine a fost ca un fel, așa o mirare, pentru că eu credeam că trebuie doar cu Sfânta Împărtășanie. Iată că se bea și apă. Știu că am avut o mare bucurie când am citit aceste rând, pentru că am avut și eu acces la viața asta pusnicească, chiar și dacă era numai sub forma hranei. Dar acum să vedem ce spune Părintele Ghelasie despre post. Noi am propus să disecăm viziunea Părintelui privind alcătuirea tainică a omului, așa cum răzbate din această carte de excepție care v-am spus este Medicea Isiastă. Mă tot gândesc și tot nu înțeleg cum putea să le vadă așa. Ne vorbește de suflet, de energie, într-o avalanșă de informații care țin de medicină, de biochimie, de fizică. Voi zăbovi doar asupra celor care privesc postul și voi începe prin a spune, și pentru noi nu este o noutate, la Părintele Ghelasie postul nu era post, adică pentru Părintele Ghelasie a mânca isiast era și post, dar era alimentația firească, deci nu era ceva deosebit. Dacă aveai cumva dezlegare, să zic așa, la ceva care să nu fie de post, era sâmbăta, duminica, când se putea mânca ouă și lactate. Nu insistăm asupra modului de combinare a alimentelor, asupra tratamentelor prin anumite mâncăruri specifice, sigur că se aminte de pâinea pusnicească, este pâinea minune. Sfântul Ioan Scrarul ne spune să tăiem întâi mâncările care îngrașă, apoi pe cele care ne aprind și apoi pe cele care ne fac plăcere. La Părintele Ghelasie nu putem vorbi de trepte. La Părintele Ghelasie putem vorbi doar de anumite modalități de a te hrăni, dar nu sunt acele trepte de care se amintește acest schimnic sau de care, așa cum spunea și Părintele Varsanu Fie. Se poate mânca sub forma aceasta. Sigur că indica să se mănânce, dacă se poate, totul nefiert și totul să fie natural. O altă modalitate este să mănânci jumate fiert, jumate nefiert. Acest post intermediar de o mare valoare, de a se mânca un singur fel de aliment la masă, dacă se poate un timp mai îndelungat, dar alternativ, fiert și nefiert. Despre postul total spune că este chirurgie fără cuțit și poate fi de durate diferite. Sfântul Ioan Casia ne avertizează, Sfinții Părinți nu au lăsat un singur canon de postire. Nici aceeași măsură pentru toți, pentru că nu toți au aceeași putere și aceeași vârstă, însă pentru toți s-a răzit un lucru, să fugă de îmbuibare și de săturarea pânteciului. Ceea ce peste măsură își întinde postirea, tot peste măsură și mănâncă adeseori. Ceea ce este cu totul deosebit la Părintele Ghelasie este viziunea lui despre energiile proprii, energiile de suflet. Aici intrăm iarăși într-o sferă în care poate pe unii n-ar interesa, pe mine m-a fascinat. Cândva am făcut și yoga și m-am oprit în căutările mele până la Părintele Arsenie Boca. Atunci nu știam pe Părintele Ghelasie. Și m-a lămurit. Și de aceea pentru mine această carte, Medicina Isiastă, cumva poate văd cu alt ochi. Deci energiile proprii a virului de suflet care emană din inimă, spune Părintele Ghelasie, sunt energii mentale care urcă spre creier și apoi coboară pe coloana vertebrală, sunt energii vitale care rămân în inimă și apoi se ramifică prin sânge și sunt energii acumulatorii fizice, cele din organe și apoi cele de moștenire care se transpun în cod genetic moștenit de la părinți. Acestea sunt energii proprii de suflet.
Apoi sunt energii de mediu, foarte interesant, și vom vedea legătura cu pusnicii, cu ele. Energii de mediu care sunt energii harice, care pătrund direct prin inimă, energii cosmice, care pătrund prin vârful capului și pot fi de la îngeri și de la demoni. Vorbește de energii planetare ale naturii, care pătrund prin respirație gastrică și pulmonară, și apoi energii de mediu social, care pătrund prin frunte și centrul umbilical sau gastric. După căderea, această armonie a mișcării energiilor este perturbată. Porțile de intrare, de care v-am spus, cap, inimă, centru gastric, acestea se, între ghilimele, se înfundă și astfel noi căutăm o suplimentare de energie prin alimentație. Dar cum este alimentația, tot nesănătoasă, este nevie și atunci acest cerc vicios se închide sau într-un fel se termină prin bolnăvire sau moarte. Părintele Iglesias ne spune că în post organismul intră în alertă. Se consumă depunerile, am văzut ce a spus și medicul, se consumă depunerile, apoi reziduurile se fură de la un organ la altul. Foarte frumos, zice că trage un organ, spune Părintele Iglesias, se trage cu ochiul, toxificatul trage cu ochiul la stomac, să vadă dacă sunt ceva energii de unde poate să fure, sau așa, știți. Și foarte important, foarte important pentru cei care vă angajați astfel de posturi totale, Părintele Iglesias ne spune că este bine că acest post total să fie pregătit de o alimentație vie de câteva zile, pentru că, odată, se folosește flora intestinală, care provine de la celelalte mâncăruri de dinainte și prin această trecere, deci când vom ajunge în postul total, nu va avea grețuri și dureri de cap. Se chiar întâmplă, dacă nu o faci cu pregătirea aceasta, de care spune Părintele Iglesias. De asemenea, prin acest post se curăță acele porți de intrare a energiilor, având acces la o hrană directă, directă prin cap, piele, respirație, inimă, centru umbilical. Spune Părintele Iglesias. Și acum parcă vedem cu alți ochi și înțelegem de ce pusnicii pot ajunge până la cele trepte ale postului de care vorbea acel pusnic Ioan. Da, cum spuneam, când te apropii de ei, ci se dezvăluie alte taine de acolo, de la pustie, și în cea nu ne mirăm de ce sunt pusnice care pot trăi în zăpezi în care nu vezi cerul decât dacă îți faci horn spre cer, sau de ce sunt pusnice care trăiesc cum ar fi doar într-un cort, un cort de nylon, luni de zile în vârful muntelui, fără foc. Nu poți să, acum parcă poți să înțelegi cum pot ele sau ei, pusnicii, cum pot să trăiască cu un sac de grâu din octombrie până în aprilie. Sigur, mâncarea, aerul, natura, liniștea, trezvia, rugăciunea, Sfânta Împărtășanie. Dar după cum știm, postul nu este doar ceea ce privește alimentația. În limbajul Părintelui, energiile mentale pot fi controlate mai ușor prin alimentație, dar și prin acea trezvie de care vorbesc călugării, ce privim, ce gândim. Ne spune că și obiectele pot emana energii negative. Energiile vitale ne fac atenți la sentimentele care ne trăim, ură, dușmănie, și pot da chiar și miros. Acest miros pot să-l simtă și animalele, îl simt și unii mari trăitori. Cele acumulatorii fizice sunt ajutate de hrana vie, care e adevărat că slăbește partea carnală, dar dă viață. Mai este un post despre care, iarăși cu greu, poți vorbi. Cum spunea Părintele Varsa, nu fie, dacă nu treci în pustie, poți doar vorbi. Mai este acest post pe care l-au ținut de nevoie cei care au fost închiși în temnițele comuniste și în niște condiții în care, citesc din cuvântul lor, nici iadul n-a fost imaginat atât de bestial și de crud. Și în condiții în care, citat dintr-o poezie, pe Golgota răstignirilor potop, frumos, frumoase cuvinte, deci pe Golgota răstignirilor potop, deci potop de răstigniri ca pe Golgota, sufereau acolo în temnițe, nici oțet în loc de apă, nici isop. Asta era hrana lor, adică nici măcar așa acceptua. Și
Sigur că, sub altă formă, tot un post de nevoie este postul celor care sunt internați în spital. Și aici, iarăși, multe cuvinte aș putea să vă spun din experiențe pe care le-am avut la spital cu bolnavi, care n-au mâncat, unii câte o săptămână, alții câte o lună, alții câte trei. Sigur că ei au întreținut printr-o alimentație artificială, prin perfuzii sau așa. Precucea de la mormântul părintelui este scris: fericiți iubitorii de Dumnezeu. Dar Sfântul Ioan Scărarul ne reamintește: cel ce iubește pe Domnul a iubit mai întâi pe fratele său. Dovada cel din tâi o face cea de-a doua. Părintele Ghelasie l-a iubit pe Dumnezeu, dar și-a iubit și semenii, având o sensibilitate aparte pentru cei bolnavi. Eu nu știu să fi fost vreun sfânt de-al nostru, ortodox, nu un sfânt român, să zic, care să fie atins, să se fie aplicat cu așa mare delicatețe, atenție, iubire față de lumea bolnavă, cum a făcut-o Părintele Ghelasie. Părintele a înțeles că suferința asumată de Mântuitorul în patim și pe cruce se prelungește în fiecare suferind. Părintele a întrupat cuvintele unui zis cadru medical clujan: dacă vei simți o strângere de inimă cât de puțină în fața suferinței, e dovada că vei face tot ce se poate ca să o alini. Asta a făcut Părintele Ghelasie. Ne-a lăsat un tezaur teologii, dogmate, liturgii domnicesc, dar nu în cele de urmă și unul medical, alimentar. Chiar dacă principiile și rețetele alimentare recomandate au uneori aspect medical de tratament, din perspectiva isiastă, acestea nu doar că previn boala, dar pentru cei care sunt mistici, sunt de mare ajutor în sporirea domnicească. Este revenirea la mâncarea ca cea de rai. Mulțumesc!